Prepararea soluției de stropit trebuie executată doar de personal pregătit în acest sens. Este esențial să vă asigurați că nu există persoane neautorizate sau animale în vecinătatea locului unde se prepară soluția și să luați toate precauțiile necesare pentru evitarea deversărilor accidentale de produs, pentru a evita consecințele negative asupra calității tratamentului, operatorului sau mediului înconjurător. Înainte de a prepara soluția, există câteva reguli de bază pe care trebuie să le urmați. Citiți cu atenție eticheta și urmați instrucțiunile. Folosiți echipament individual de protecție adecvat. Verificați dacă echipamentul de stropit pe care îl veți folosi este calibrat și funcționează corespunzător. Atunci când preparați soluția în vederea aplicării unui tratament fitosanitar, folosiți scări sau vase gradate și cântare destinate exclusiv măsurării cantității corecte de produs folosit. Deschideți întotdeauna cu atenție capacul sau dopul bidonului cu produs. Calculați cu atenție cantitatea sau volumul de produs necesar. Nu depășiți doza recomandată și nu uitați să verificați dacă produsul este omologat pentru cultura respectivă. După prepararea soluției, asigurați-vă că ați luat la dumneavoastră doar cantitatea de produs de care aveți nevoie. Utilizarea produselor de protecție a plantelor în siguranță protejează veniturile fermierilor, reduce expunerea utilizatorului la contactul cu pesticide, dar și impactul asupra mediului înconjurător și, în general, contribuie la producția unei cantități abundente de hrană accesibilă și de înaltă calitate. Pentru mai multe informații despre pregătirea soluțiilor de stropit a operatorului și a echipamentelor de stropit, precum și despre utilizarea responsabilă a produselor fitosanitare, puteți accesa și pagina de internet www.aiprom.ro.